De obicei, la această dată, giurgiuvenii cu venituri reduse ar fi trebuit să intre în posesia ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană, așa cum le-au primit în fiecare an. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, iar instituțiile care ar putea da un răspuns se feresc să vorbească, giurgiuvenii s-au adresat televiziunii noastre în speranța că vor primi vești. Din păcate, nici noi nu am obținut prea multe detalii, deși ne-am adresat și la București către forurile competente, dar ne-au ajutat sursele care ne-au dat vești nu tocmai bune. Astfel, se pare că procedurile de achiziție a produselor alimentare venite ca ajutor de la Uniunea Europeană au fost lansate pe ultima sută de metri, așa că nici până la această dată nu au fost încheiate. Din aceste considerente, nici măcar nu s-a stabilit un termen clar pentru distribuția acestor ajutoare alimentare. Aceleași surse ne-au declarat că abia în primăvară este posibil ca ajutoarele atât de așteptate de beneficiari să ajungă în depozite. În ceea ce privește distribuirea alimentelor, având în vedere că am intrat în an electoral, nu ar fi exclus ca giurgiuvenii, dar și alți români cu venituri reduse, să intre în posesia alimentelor în lunile aprilie-mai, adică în preajma campaniei electorale, dacă nu chiar în timpul acesteia.